Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi începem o serie de mesaje la rugămintea și înțelegerea pe care am avut-o cu frații păstori ai bisericii. O serie de mesaje despre închinare. Vor fi 7 la număr, asta e planificarea, și ele vor fi probabil afișate ca să puteți urmări o dată pe lună. Vreau să vă citesc înainte care sunt titlurile mesajelor ce urmează sub această umbrelă mare, temă mare a închinării. Astăzi despre semnificația și scopul închinării. Apoi urmează libertatea și limitele închinării. Apoi doctrina și etica închinării. Apoi cuvântul și imagistica închinării. Apoi continuitatea și discontinuitatea închinării, apoi forma și funcția închinării și apoi slujbele și darurile închinării. Dumnezeu să-și dea binecuvântarea peste acest plan al nostru. O să fie o învățături noi pentru unii, stimulative, motivatoare pentru alții. Duhul Domnului să fie peste lucrarea aceasta. Astăzi despre semnificația și scopul închinării, textul de bază este Isaia, capitolul 6. Am să citesc întreg capitolul pentru că e scurt și concentrat, important. Cam așa arată o experiență a închinării pe care a avut-o prorocul Isaia. Iată cuvântul Domnului. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine s-a trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci: Du-te și spune poporului acestuia: Într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat: Până când, Doamne? El a răspuns: Până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în casă și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge în mare pustiu și chiar a 10-a parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Dar, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină când sunt tăiați, tot așa o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul, mintea noastră să fie pregătită și inima să asculte și să împlinească acest cuvânt. Amin. Vă rog să ocupați locul.
despre semnificația și scopul închinării. Ce este închinarea? De ce trebuie să ne închinăm? Când ne referim la închinare în limba română, ne referim la a te înclina în fața cuiva. De altfel, cuvântul închinare vine din latinescul inclinare, care înseamnă să faci o plecăciune, să te înclini, să-i recunoști autoritatea. Sigur, în context religios, înseamnă mai mult. Închinarea înseamnă a da onoare celui ce este vrednic de ea. Noi credem că singurul care merită toată închinarea este Dumnezeu. Fiul Său Iisus Hristos, da. Ei sunt vrednici de lauda noastră. A te închina înseamnă să dai respect, venerare supremă, înseamnă să-L adori pe Dumnezeu în vrednicia Lui. Sau, pus mai simplu, a te închina, mai ales ca și biserică, înseamnă să scoți în evidență vrednicia lui Dumnezeu. Dacă veți citi în Apocalipsa, capitolul 4 și 5, veți vedea că în scena aceea cerească, care putea să stea la baza mesajului meu și astăzi, de câteva ori se repetă cuvântul vrednic. Vrednic este Domnul, vrednic este mielul. Tot cerul cântă, vrednic este, adică El să primească toată slava, cinstea, mărirea. Închinarea este o exprimare a religiozității noastre. Să știți că toți oamenii sunt religioși. Toți oamenii știu că sunt mici, fragili, că depind de cineva. Și peste tot în lume sunt oameni înclinați spre a se închina Dumnezeului lor. Noi credem, sigur, că ne închinăm adevăratului Dumnezeu pentru că El s-a descoperit. Și noi suntem privilegiați creștinii care credem din toată inima în revelație, în descoperire. Credem că Dumnezeul nostru ni s-a descoperit. El s-a descoperit, sigur, în creație, în natură. Dar natura, să știți că nu mântuiește. Natura te impresionează, dar nu te salvează. Dumnezeu, sigur, s-a descoperit chiar în ființa noastră. Uitați-vă la conștiința pe care o avem. Tu știi cine ești. Ai o putere de a discerne între bine și rău. Numai noi, dintre toate ființele vii din universul acesta pe care noi le cunoaștem, numai noi, oamenii, putem să știm cine suntem. E un mare har. Dar și dacă asculți de vocea conștiinței, nu înseamnă că vei fi mântuit. Conștiința și are limitele ei, este ca un ghid, dar nu este salvator. Avem însă, față de celelalte ființe, ceva în plus. Dumnezeu a hotărât ca să se descopere sufletului nostru, nu doar prin creație, prin conștiință, prin istorie, per și fel de evenimente, ci a hotărât să ne dea o revelație specială, personală. În centrul credinței noastre este Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu întrupat, da, care a venit Dumnezeu întrupat la noi să ne mântuiască din interior, aici, cu noi. Asta e miezul credinței noastre. Dacă nu afirmăm lucrul acesta, suntem ca ceilalți religioși, dar impersonali. Religia creștină, prin asta se deosebește de alte religii. Este o religie personală, care vorbește despre un Dumnezeu persoană și un om, ființă personală, care pot comunica. De aceea cred în creștinism. De aceea mă interesează, de aceea îl studiez, de aceea ne închinăm aici, pentru că noi credem că acest Dumnezeu personal ni s-a descoperit în persoana lui Iisus Hristos. Apoi ni s-a descoperit în Sfânta Scriptură, în Biblie. De aceea, vedeți, închinarea noastră trebuie să fie biblică.
Nu contează ce credem noi și ce modele alegem noi. Contează ca ceea ce facem noi, așa cum vom vedea pe parcursul studiilor noastre, să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Da? Aș vrea să vă citesc dintr-o mărturisire de credință din secolul XVII, compusă de înaintașii noștri, teologi protestanți, când credința protestantă era mai la început. Și mărturisirea de credință de la Westminster se definește așa închinarea. Închinarea plăcută înaintea Dumnezeului adevărat e instituită de El însuși și este atât de limitată de voia sa revelată încât El nu poate fi venerat după imaginația și invențiile oamenilor sau sugestiile diavolului, după vreo reprezentare vizibilă sau pe orice altă cale, în afară de cea impusă de Scriptură. Foarte bună această definiție, pentru că elimină tot ce n-ar trebui să stea la baza închinării noastre. Când vorbim despre închinare, vorbim și despre închinarea publică, așa cum facem noi acum, și despre închinarea personală, privată. Cele două nu se exclud, pentru că foarte mult contează cum ne închinăm împreună, e ca un model pentru închinarea noastră și în particular. Oricum, Dumnezeu așteaptă să o facem în ambele feluri. Dar acum, în studiile mele, am să accentuez mai mult închinarea comunitară, închinarea bisericii, pentru că aceste învățături sunt în special pentru zidirea bisericii. Deci, care ar fi scopul închinării? Dacă am definit închinarea cât de cât, care ar fi scopul? Scopul văd pe două direcții. În primul rând, da, scopul principal al închinării este glorificarea lui Dumnezeu. Să scoatem în evidență cine este Dumnezeul nostru. De aceea, când începe închinarea într-o biserică, prima cântare ar trebui să fie o închinare care să adune biserica împreună să îl glorifice pe Dumnezeu. Atunci cadrul este bun. Da. Cei care gândiți închinarea, așa să vă gândiți. Și să fie și o cântare cunoscută de întreaga biserică. Ca să se dezmorțească inima, să fie pregătită să laude pe Dumnezeu. Acesta este un prim scop, glorificarea lui Dumnezeu. Noi n-am venit aici pentru noi, am venit pentru Dumnezeu. Dar al doilea scop al închinării este schimbarea închinătorului. Noi venim la închinare și pentru ca ceva să se întâmple în viața noastră, așa cum vom vedea. Aceste două direcții, dacă vreți, sau scopuri concrete ale închinării, vreau să le dezvolt în ceea ce urmează și voi lua ca model cazul din Isaia. Însă înainte de asta, aș vrea să urmăriți cu mine trei definiții ale închinării pe care vreau să le dezvolt și care vor merge în mai multe părți. O să încep cu poate cea mai importantă și greu înțeleasă dimensiunea închinării. Și iată la ce mă refer. Prima afirmație pe care cred că o face Biblia despre închinare este aceasta. Că închinarea este darul participării omului în viața dumnezească. Este un text în 1 Ioan pe care aș vrea să-l citesc. E chiar începutul acestei epistole scurte, dar foarte importante. Cred că e o epistolă extrem de concentrată, densă, așa, spiritual vorbind, merită să o parcurgeți și chiar să memorați părți din ea. Dar uitați cum începe această scrisoare Apostolului Ioan. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, se referă la persoana lui Iisus Hristos aici, da?
Da? Pentru că viața a fost arătată prin Iisus Hristos și noi am văzut-o, da? Cu ochii noștri, l-au văzut pe Iisus, și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci e o viață, un tip de existență care era în Dumnezeu și acum ne-a fost arătată nouă, ne-a fost descoperită, ne-a fost adusă de Iisus Hristos. Versetul 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci ce face aici Ioan, ne spune, aveți un extraordinar privilegiu să vă împărtășiți de viață dumnezească care a fost adusă de Iisus Hristos. Și oricine crede în Hristos are parte, ușă deschisă, acces la acest tip de viață dumnezească. Întâi ziceam că este un dar de la Dumnezeu. Este adică un privilegiu al participării noastre în viața Dumnezeirii. Nu este invenția noastră, nu este opera noastră. Dumnezeu este Cel care ne-a făcut invitația să ne împărtășim de viața Lui. Noi, de fapt, când ne închinăm aici, poate nu realizați toți, dar noi gustăm, participăm într-un tip de viață, dincolo de viața obișnuită. Sper că asta doriți și asta ați trăit, nu odată, în mijlocul acestei adunări. Deci nu noi am creat ideea de închinare, ci Dumnezeu este Cel care a îngăduit să avem parte de acest acces la viața Dumnezeirii. Este un dar al participării, spuneam, adică al împărtășirii. În 1 Corinteni 1:9, Apostolul Pavel spune că credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta e chemarea, să ne împărtășim. Ce putem împărtăși? Împărtășim o experiență, da, de viață cu El. Așa cum El, de exemplu, o descrie în Ioan 17, când se roagă, cum e Tatăl cu Fiul, unul în celălalt. Este un fel de relație așa, de dăruire reciprocă, de perihoreză, spun teologii, adică o dăruire necondiționată, interpersonală. Și închinarea bisericii trebuie să fie o oglindire, o reflectare a vieții acesteia care există în divinitate, între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că ceea ce trăiesc ei în acea armonie perfectă a Sfintei Treimi, nu, sigur, nu se poate descrie de noi în detalii, dar viața aceea o putem imita. Pentru că numai cine participă poate să înțeleagă. Dacă îi vorbești despre aceste lucruri cuiva din afară, nu înțelege despre ce vorbim aici. Dar când ești în interior, înțelegi despre ce este vorba. E ca și atmosfera dintr-o familie. Când spui, abia aștept să mă întorc acasă, e așa o atmosferă, e așa un spirit al familiei, al casei, dulce. La ce te refer? Începe să spui că mâncare, că râdeți împreună, că... deci e foarte greu de definit. Cam așa este, dacă vreți, un fel de părtășie, a fi părtaș, a gusta din viața cu Dumnezeu. Nu poți descrie în totalitate. Eu am să încerc acum să spun câte ceva, dar nici apostolii n-au reușit în întregime să explice. De exemplu, apostolul Pavel, când zice că am fost până la al treilea cer, că am fost cu Duhul, nu știu, că am fost cu trupul, nu știu, Dumnezeu știe. Dar a avut parte de lucruri, zice, care la mintea omului nu s-au suit, nu le poate înțelege, ochiul nu le-a văzut. Deci există un tip de experiență pe care a avut-o chiar apostolul și care e foarte greu de deschis, pentru că pentru astfel de experiențe ale vieții de pline dumnezeiești, nu găsești cuvinte. Poate doar te uimești. Și suficient, uneori este suficient să te uimești. Nu trebuie să explici.
Poate că aici este secretul, vedeți, închinării. Închinarea este uimire, nu explicație. Dar vorbeam de această experiență de reciprocitate în care Dumnezeu ne așteaptă la întâlnire și noi ne deschidem Lui prin cântare, prin rugăciune, tot ce am făcut și chiar astăzi. Și Dumnezeu este gata să împlinească căutarea noastră. El se deschide ca să se lasă cunoscut, dar la fel trebuie să fie și cu noi. Deci la închinare nu doar tu cauți să-L înțelegi pe Dumnezeu și deschide-te și tu, ca și Dumnezeu să te citească pe tine. Este adică o reciprocitate. De aceea închinarea e un fel de dialog, e o dublă mișcare de la Dumnezeu spre om și de la om spre Dumnezeu. Și medierea aceasta, știți cine o face? Duhul lui Dumnezeu. Duhul Dumnezeu cu Duhul nostru, El mediază. De-aia spune și în Romani, când vă rugați, zice, apelați la Duhul, zice, că El vă ajută în slăbiciuni, El știe cum să pună rugăciunea înaintea tronului de har, să o curețe de toate, de tot egoismul nostru. Foarte frumos. Este însă o experiență reală. Deci nu, aici nu vorbim despre hipnoză, despre nu știu ce stare de transă, adică să treci de realitate. Este vorba într-o închinare, ești chemat să trăiești ceva real și rațional, că se, parțial se poate explica. Și dacă o singură dată ai experimentat acest tip de viață, nu-l uiți niciodată. Și vei dori tot mai mult să guști din acest tip de viață. Așa se explică dorința noastră de a veni la închinare. Fără să obosim și fără să ne plictisim, fără să căscăm sau să adormim. Da. Când ești în prezența lui Dumnezeu, mediată de cuvânt, de cântare, de Duhul lui prezent, n-ai cum să te plictisești, nu? Dar spuneam că este, sigur că are o explicație tot ce facem aici, pentru că Pavel spune în Corinteni 14, zice, când te rogi, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Adică este o parte rațională. Noi nu facem lucruri aici inexplicabile. Încercăm să le explicăm cât putem. Totuși, până și Apostolul Pavel, la tot în Corinteni 14, vorbește despre un element tainic. Zice, dacă ar intra cineva în biserică și voi ați fi la închinare, aveți grijă cum vă purtați. Să nu-l speriați, să nu credeți, să creadă respectivul că v-ați pierdut aici, faceți lucruri inexplicabile, să nu spun mai mult, Pavel folosește un cuvânt dur, că nu cumva zice să creadă că sunteți nebuni. Adică în sensul că v-ați pierdut echilibrul. Da. Și Pavel spune că la un moment dat, dacă vine un astfel de necredincios din afară și vă vede pe voi la închinare, zice, tainele inimii lui vor fi descoperite, el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Despre ce taine e vorba acolo? E o lucrare tainică al Dumnezeu. Deci, trebuie să ne așteptăm ca la o închinare adevărată să existe și elemente inexplicabile, tainice, nu aberante, nu extreme. Trebuie să ne așteptăm, cu alte cuvinte, să acceptăm lucruri pe care nu le putem înțelege, dar le putem admira. În închinare trebuie să existe spațiu pentru uimire, pentru adorare, pentru admirație. Când începi să te uimești, de fapt începi să înțelegi. Deci este acest element liber. Aveam un program, m-am uitat pe cel foarte bine făcut, program de închinare. Bun. Dar noi trebuie să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne surprindă, nu? Facem noi programe, că nu mergem haotic, e bine. Eu mi-am făcut o schiță să vă vorbesc, dar
Trebuie să las marja aceea, zona aceea de taină, de lucrarea Duhului lui Dumnezeu, pe care eu nu pot stăpâni. Așa este și cu închinarea. Deci un anumit element spontan, dacă vreți. De aceea Pavel spune că dacă unul are ceva, celălalt să tacă. Nu-i haos, este o respectare a unei autorități, a unei ordini de lucrare a Duhului Dumnezeu, poate a unor elemente tainice. Bun, aceasta e prima definiție a închinării. Este un dar al participării în viața Dumnezeirii. Poate nu te-ai gândit până astăzi că e chiar așa, dar așa este, e o părtășie. Dumnezeu se împărtășește pe El însuși nouă la închinare, să știți. Deci, prima dată El face pasul. Nu spune și Ioan că El ne-a iubit întâi. Nu, noi să iubim pe Dumnezeu, noi suntem din fire păcătoși, arțăgoși. Dar El s-a îndurat de noi și îi mulțumim pentru această milă pe care a arătat-o și tot așa este în închinare. Al doilea lucru despre închinare, a doua definiție, dacă vreți, a închinării este aceasta. Că închinarea este un răspuns. Întâi că închinarea este un dar al participării. În al doilea rând este un răspuns în adorare a tot ceea ce este omul, la tot ceea ce este Dumnezeu. Să mă explic. Și aici dăm de Isaia imediat, dar înainte vreau să nu mă pierd cadrul. Adică am vorbit despre faptul că închinarea este un dar. Dacă Dumnezeu te invită, da, și Dumnezeu e gata să se descopere și să-ți vorbească, care-i atitudinea ta? Un răspuns. Dumnezeu așteaptă la fiecare închinare pe care noi o organizăm. Așteaptă un răspuns de la noi. Și vrea ca tot ce suntem noi să-i răspundă la tot ceea ce este El. Ceea ce face creatura. Noi suntem creați doar. Noi suntem creaturi. Ceea ce răspundem noi la ceea ce e Creatorul. De aceea orice rugăciune, orice laudă prin cântare sau orice dar de slujire pe care îl aducem Domnului, orice jertfă, să fie în concordanță cu natura și caracterul lui Dumnezeu. Și vin aici la Isaia, textul nostru, Isaia, capitolul 6. Isaia are o viziune, o vedenie. Suntem undeva prin anul 740 înainte de Hristos, pentru că ne dă acest detaliu că în anul morții împăratului Ozia a avut vederea. Și știm când a trăit acest împărat. Mai puțin contează. Contează că toată atmosfera este specială, toată viziunea are loc cumva în templu, da? Pentru că templul atunci era semnul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. De aceea țineau evreii foarte mult la templu. Așa cum a fost înainte cortul întâlnirii, cortul a fost schimbat cu templu. Ei, această viziune are de-a face cu un tron, da? Cu sfințenia lui Dumnezeu, cu serafimi, care sunt o categorie de îngeri, ființe angelice. Isaia le vede, da, ca să, așa cum înțeleg eu din Scriptură, vedenia aceasta, nu-i, ca orice vedenie, nu-i clară, dar are suficiente date, da, informații, imagini în ea, sau nume în ea, ca să ne spună ceva despre realitate. Nu toate de aici se pot explica, e greu. Nu știu, de exemplu, acel gest al serafimului care zice a zburat către profet cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Nu e simplu de explicat. Sigur, teologii au, dar nu este esențial pentru tot textul nostru. Altceva este esențial. Ce este? Este răspunsul
lui Isaia la această descoperire a Sfințeniei lui Dumnezeu din templu. Și serafimii spuneau, Sfânt, 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 care, rețineți, nu e o repetiție bolboroseală, ci este o întărire a Sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea, la evrei, asta se repetă când spune Domnul Iisus uneori, adevărat, adevărat îți spun, nu spune degeaba, ci întărește ceva. Exact așa este și aici, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Probabil că se revizează Sfânta Treime, dar aici contextul nu spune. Însă vrea să sublinieze ce anume Sfințenia lui Dumnezeu, care era manifestată în locul acela și Isaia este pătruns de această vedenie, de mesajul ei. Omul, Isaia, devine parte a planului lui Dumnezeu. Sigur, scopul acestei vedenii a fost trimiterea lui Isaia. A fost mesajul și mesagerul. Cine vrea să meargă în numele meu? Și Isaia se oferă. Ca urmare a ce? Ca urmare a descoperirii gloriei lui Dumnezeu. Ca urmare a unei închinări. Să știți că adevărații slujitori, predicatori, devin așa prin chemare specială în urma unei închinări. I-a atins prezența lui Dumnezeu. I-a schimbat. Așa a fost și aici. Simțul acela nevredniciei lui Isaia, recunoașterea Sfințeniei Divine, mărturisirea păcatelor, nu numai păcatelor lui, ci și ale poporului, foarte frumos, pentru că s-a identificat cu păcatele poporului. Și apoi disponibilitatea pentru lucrare. Dar pe mine mă interesează partea de închinare. Și aici vreau să subliniez patru detalii practice. Uitați cum era un răspuns la închinare. Adică la descoperirea, la prezența lui Dumnezeu. Cum a răspuns Isaia? În primul rând, Isaia a răspuns cu mintea lui. A răspuns participând cu gândirea lui, cu mintea lui. A înțeles unde este și ce se întâmplă. Eu cred că Dumnezeu așteaptă ca atunci când suntem în prezența lui și ne închinăm lui, să participăm cu mintea noastră. El, Dumnezeu, ne-a dat capacitatea aceasta de a gândi, de a calcula, de a face analogii. Rațiunea este un dar de la Dumnezeu, este un aspect al chipului lui Dumnezeu în noi. Este un punct de contact, dacă vreți, în comunicarea cu Dumnezeu. Dar mintea noastră este și un teren de luptă spirituală, pentru că există duhuri specializate, duhurile specializate în deformarea minții, a gândirii noastre. Dumnezeu așteaptă, totuși, când vii la închinare, să particip cu mintea ta. Nu, unii dau impresia că nu sunt cuplați deloc, ei nu gândesc la închinare, nu. Deci, întrebarea este aceasta. Ce te preocupă când vii la închinare? Ce imagini îți vin în minte? Ispita poate fi aceea că să nu te poți desprinde cu mintea ta de viața ta cotidiană. Să vii la închinare, dar tot cuplat la viața veche, să nu te poți decupla. Să stai aici cu noi, să mimezi că te închini, dar mintea ta e în altă parte. Acum recunoașteți că toți am trecut pe aici. Așa stăm la închinare, mai într-o pauză, știu eu, vine ispită, vine un gând rău și te duce. Unii nu se pot concentra la închinare din pricina asaltului gândurilor murdare. Ca păstor am auzit multe astfel de mărturisiri, să știți, de la tineri mai ales, care spuneau, am venit la închinare și mă uitam după fete, nu veneam eu pentru Dumnezeu, am venit la închinare și eu făceam calcule financiare, cum trec peste nu știu ce problemă. Nu se puteau desprinde, nu se puteau desprinde de problemele zilnice, de aceea în timpul închinării ei, cu mintea lor, fac planuri,
Sau știți ce mai fac unii? Tot cu mintea lor, gândesc închinarea, adică o analizează. Deci în loc să se închine, ei judecă închinarea. De aia nu se pot închina. De ce a fost așa? De ce a dat tonul așa? De ce strofa aia n-au cântat-o cum o știu eu? Deci în loc să te închine, ei critică închinarea. Asta înseamnă că tu cu mintea nu participi la închinare. Sau chiar la terminarea închinării, am avut mai multe experiențe neplăcute așa, după o închinare frumoasă cu biserica, mesaj, să te aștepte cineva și să înceapă cu criticile. Mintea nu i-a stat la mesaj, să vină să-ți spună, frate, am fost cercetat și Domnul mi-a vorbit. Nu, frate, de ce n-ai pus pe cutare să se roage? Dar de ce n-ai pus cântarea aia așa? De ce ai dat colecta înainte sau după? Da? E așa de rușinos și așa de dezamăgit sunt după astfel de mărturisiri. Deci, unde ți este gândul în timpul închinării? Dumnezeu așteaptă că atunci când vii la închinare să te concentrezi cu mintea ta. De aceea, poate că ar fi bine, înainte de a veni să păși în închinarea adunării, să te rogi Domnului, Doamne, eliberează mintea. Să fie gata să primească cuvântul tău, adevărul tău. Să plec de aici schimbat. A doilea lucru pe care îl observ la Isaia. Cum a răspuns Isaia? A răspuns cu simțurile lui. Cu sentimentele lui. A participat, să știți, din plin. Dumnezeu ne-a dat simțuri, ați văzut ce mișcat a fost, da, el, când a spus, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și se perpelea acolo, se consuma. Da, pentru că în închinare e nevoie să participi și cu simțurile, cu sentimentele. Dumnezeu a pus în noi, da, simțurile, inima noastră, de obicei așa o numim, deși la evrei, să știți, uneori inima este egală cu mintea. Dar noi vorbim despre inima ca și centrul sentimentelor. E acea parte sensibilă a ființei noastre, unde adunăm tot felul de trăiri, nu? Experiențe. E un univers al emoțiilor. Dar când vii la închinare, cred că Dumnezeu așteaptă să ai simțuri curate, sentimente curate. Și de aceea trebuie să faci ceva, să nu vii încărcat, împovărat și apoi cumva să le distribui și altora. Pentru că să știți că anumite sentimente se pot, pot infecta și pe alții. De exemplu, spune în Evrei 12 despre amărăciune. Că zice, ai grijă să nu te cuprindă în duh de amărăciune care zice, poate să îi afecteze și pe ceilalți. Citeam uneori din părinții bisericii, din credincioșii din primele secole creștine după apostoli, unele scrieri sunt deosebite și un lider, un conducător al unei mișcări monahale, deci de călugări, din secolul 4, a fost Evagrie. Acesta a trăit între 345 și 399 și el a scris foarte mult despre experiența pe care el a avut-o în închinarea cu Dumnezeu. Și o experiență pe care el o descrie în detalii are de-a face cu afecțiunile dezordonate. Ce înseamnă aceasta? Sentimente care nu stau unde trebuie, care te încearcă, care îți tulbură spiritul în timpul rugăciunii, de exemplu, împreună sau singur când ești înaintea lui Dumnezeu. Este un fel de luptă spirituală pe care, spunea Evagrie, trebuie să o ducem cu aceste imaginații rele contra unor demoni specifici. Și lupta aceasta, el spune că trebuie dusă în etape și serios. De exemplu, prima etapă este aceasta în care îți purifici intelectul, gândirea despre care am vorbit. Te retragi în singurătate, stai în meditație,
cu cuvântul lui Dumnezeu lângă tine. Apoi zice, este un alt nivel la care nu permiți anumitor imagini să te ispitească. Că unii zic, a fost doar în mintea mea, dar n-a făcut rău nimănui. Nu, nu e vorba acum de alții, e vorba de tine. Deci când ai probleme și la acest nivel, lupta e mult mai serioasă. Nu e vorba de un gând care îți vine, ci e vorba de imaginație. Apoi, pentru aceasta, spunea Evagrie, trebuie să lupți cu rugăciunea. Trebuie să ai măcar o oră pe zi în rugăciune, să ai o stare așa de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Și dacă depășești acest stadiu, poți să ajungi mai aproape de Dumnezeu, să-L cunoști mai intim pe Dumnezeu. Da, în închinare pot să fie atacuri la emoțiile tale și să se facă dezordine în ele. Și uneori iei decizii greșite din cauza acestor sentimente dezordonate. Noi trebuie să avem ordine și în sentimente, nu numai în gândire. Așa să ne ajute Domnul. Și în închinare, ce se întâmplă cu sentimentele noastre? Uitați, când ne strângem la oaltă, ne dăm drumul la sentimente. Păi de-aia ne rugăm, cântăm, nu? Ne exprimăm. Sunt energii care zac în noi, da? Și așteaptă un fel de eliberare. De-aia venim și primele lucruri pe care le facem este să ne rugăm și să cântăm. Din acest motiv, să facă ordine în simțurile noastre. Că după aia vine predica și uneori predicile lungi. Și dacă tu asculți la nivelul simțurilor, te plictisești și pleci. Dar dacă simțurile sunt ordonate, mintea e cu clară, poate primi cuvântul lui Dumnezeu. Cu această ocazie mă ușor la ceas. Bine. Ce se întâmplă în închinare? Încercăm să controlăm, zic, aceste sentimente, să facem ordine în ele, să le dozăm în funcție de priorități. De aceea, în închinare, dragi frați și surori, și dragi închinători, lasă-te surprins de Dumnezeu în afecțiunile tale. Aici, în prezența lui Dumnezeu, nu își are loc orgoliul, încăpățânarea, inima împietrită. Trebuie să lași inima ta să se înmoaie, ogorul inimii tale să fie desțelenit. Nu mai arăta scepticism, nu fi tot încruntat și supărat și negativist. O închinare nu ar trebui să continue. Ar trebui să te scoată din starea aceasta. De aceea foarte mult, pentru mine, de exemplu, foarte mult contează cântarea. De fapt, structura închinării, o să vedem mai încolo, am să vă explic și istoric cum stau lucrurile, toată coloana vertebrală a unei închinări stă pe trei elemente. Pe rugăciune, pe cântare și pe predicare. Asta e coloana vertebrală. Dar cântarea, care vine mereu și la început, și la mijloc, și la sfârșit, să știți că este ca un mortarul, ca și elementul acela de legătură, care eliberează atât mintea cât și inima. De aceea cântă împreună cu noi. Dă-ți drumul. Îți va face ordine în emoțiile tale. Lăsați sentimentele să participe la închinare. Bucurați-vă de închinare. Chiar fiți pregătiți de un dramatism al închinării. Că uneori plângem în închinare. Depinde ce este. Ai plâns vreodată în timpul unei cântări? Ai plâns în timpul unei poezii? Dar a unei predici. Vedeți, toate acestea ce arată? Că avem sentimente, că sentimentele tale au participat. E un lucru bun. Al treilea răspuns pe care îl văd la Isaia este răspunsul voinței. Isaia a răspuns cu mintea, a răspuns cu emoțiile lui și a răspuns cu voința. Isaia a participat în închinarea aceea, înaintea lui Dumnezeu, prin voință, pentru că
a luat o decizie foarte importantă. A luat o decizie să-și mărturisească păcatele și apoi a luat o decizie să asculte de voia Domnului, de vocea lui care a spus, a întrebat, pe cine să trimitem? Iată-mă, trimitem, a zis el. Întâlnirea cu realitatea prezenței lui Dumnezeu l-a motivat la acțiune. Asta trebuie să facă închinarea. Noi aici în închinare nu doar simțim, gândim, trebuie să și acționăm. Trebuie să luăm decizii. O adevărată închinare te duce la o decizie. Sper, când vei pleca seara aceasta de aici, să iei o decizie, să schimbi ceva în viața ta de închinare. Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a alege, de a voi, de a avem voință, liberul arbitru, voință liberă, cum se spune. Sigur, nu, voința noastră nu este perfect liberă, pentru că e afectată de păcat, dar avem suficient ca să luăm decizii, sper înțelepte. Ce se întâmplă? În închinare ești confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu care se vorbește ție personal. Și Dumnezeu așteaptă ca urmare acestei confruntări să te schimbi, sper în bine. De aceea Dumnezeu așteaptă să participi în închinare cu puterea ta decizională. Să răspunzi cercetării cuvântului Dumnezeu. Să fii gata de a te schimba. Să fii pregătit ca Dumnezeu să te atingă unde poate n-ai vrea. Să schimbi stilul de viață, de părtășie cu El. Da. Să știți că o închinare care te tulbură în zona aceasta este o închinare bună. Adică noi nu venim aici să ne gratulăm unul pe celălalt și să mergem liniștiți că nu s-a întâmplat nimic. Bine. Nu, venim aici, venim ca să ne schimbăm, nu? Să luăm niște decizii. Și când te duci, zic, poate în familie, să spui, ce decizii am luat astăzi? Încă una bună, ca să zidească relația mea cu Dumnezeu. De aceea lasă-ți voința să participe în închinare. Și Dumnezeu îți va vorbi, nici nu știi de unde. Dintr-un cuvânt, din text, dintr-un cuvânt din predică sau dintr-o cântare sau o rugăciune. Nu știi cum Dumnezeu te va surprinde. Fii pregătit să iei decizii într-o închinare. Și al patrulea element, tot la închinarea lui Isaia, este ciudat, dar mie îmi place, vreau să vorbesc despre el. Ai zice că cam asta e tot. Nu. A mai fost ceva la închinare. Isaia a răspuns cu mintea, a răspuns cu emoțiile, cu inima, a răspuns cu voința, dar a mai răspuns și cu trupul lui. Există anumite simțuri trupești cu care Isaia a participat la închinare. Trupul este parte a ființei noastre, noi suntem o entitate, nu? Trupul poate fi un inamic al închinării sau un asociat al închinării. Pavel îl numește templul Duhului Sfânt. De aceea, când vii la închinare, trebuie să-ți pregătești și trupul. De exemplu, să fie odihnit, să fie curat, să fie gata de cercetare, chiar și trupul tău, pentru că anumite simțăminte, anumite probleme pe care tu le ai, vin din trupul tău. Și de ce nu? Anumite experiențe în mijlocul închinării pot să ceară participarea trupului. Nu vorbea Apostolul Pavel din 2 Corinteni 12, când am spus că a fost cu trupul, zice, în vedenia aceea sau cu suflet, cu Duhul, nu știe. Sau Apostolul Ioan, citim în Apocalipsa 1, zice, am căzut la picioarele lui ca mor și am plâns mult. Deși era vedenie, în vedenia aceea, ea a participat efectiv cu trupul. Ce să vă spun de trezirile spirituale care au avut loc în cele trei valuri din secolul 18-19, deci de acum 3-400 de ani, în timpul acestor treziri spirituale, manifestările trupești ale celor care au stat la rugăciune, la predicare,
au fost interpretate greșit, dar au fost extraordinare, cu prăbușiri la pământ, cu slăbiciuni în corp, cu miracole, vindecări, o prezență a lui Dumnezeu pe care și trupul o simțea. Sigur, nu toată ziua avem parte de așa ceva, dar iată că oamenii lui Dumnezeu au avut harul acesta. Nu trebuie să fugi după așa ceva, să fie prioritatea vieții tale. Nu, pentru că în anumite cazuri, experiența aceasta la nivelul trupului a fost cu urmări. Unii n-au putut duce. Dar credem că și trupul nostru trebuie să participe la închinare împreună cu ceilalți. Pentru că și trupul va fi răscumpărat într-o zi, nu? Citim în Romani 8. De aceea, poți să răspunzi cu trupul tău și închinării. De exemplu, unii postesc. Vin hotărâți la închinare, dar pregătiți, postesc în ziua respectivă. Poate că primesc un bonus, un plus de binecuvântare, de prezență dumnezească. E posibil lucrul acesta. Nu este o regulă neapărat, dar este jertfa lor pe care o respectăm. Nu este o normă, dar este o opțiune pe care o respectăm. Este un fel de răspuns pe care ei îl dau prin trupul lor la închinarea înaintea lui Dumnezeu. Deci, concluzia este: lăsați trupul lui Dumnezeu, trupul vostru să fie pătruns de Duhul lui Dumnezeu. Că este posibil. Păstrează-l curat, alert, da? Să știți că e foarte mare descurajare pentru predicatori când văd că unii se pregătesc de altceva. E foarte mare descurajare. De aceea, dacă stați și treji, să știți că îi încurajați pe predicatori. Și dacă și îi ajutați așa un cuvânt de încurajare, cu atât mai mult. Înseamnă că sunteți toți treji și ascultați alerți și ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ați observat, e un răspuns. Într-o închinare, asta este de fapt închinarea, un răspuns pe care îl dă toată ființa ta la ceea ce este Dumnezeu. Și ființa ta este compusă și din rațiune, minte și din sentimente și din voință și din trup. Tot ce ești tu trebuie să participe în închinare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și ultimul gând pe care l-am este acesta. Al treilea. Închinarea adevărată este, am spus întâi, e un dar al participării, o invitație. În al doilea rând, închinarea adevărată este un răspuns pe care tu trebuie să-l dai cu tot ce ai. Al treilea lucru, închinarea adevărată este o experiență transformatoare. Adevărata închinare, aici se testează, te schimbă. Adevărata închinare transformă închinătorul. Că nu socotim, măi, fain a fost și scurt. A fost fain la închinare, mult, participare, am văzut și pe copilul meu și... Astea sunt lucruri de suprafață. Cum evaluezi o închinare dacă este să o evaluezi? Faptul că Dumnezeu a fost glorificat și nu omul. Și doi, faptul că omul a fost schimbat în închinare. Și pleci acasă altfel de cum ai venit. Nu cum erau cei din Corint, care zice Pavel, zice, voi când mergeți să strângeți, vă strângeți la oaltă, vă faceți mai răi, nu mai buni. Noi ne strângem să fim mai buni, nu? Deci, așteptăm ca la închinare să se întâmple o schimbare. Pentru că atunci când ai întâlnirea cu Dumnezeu la închinare, nu poți pleca la fel. Dacă tu te apropii cu toată sinceritatea de Dumnezeu, El va răspunde dorințelor inimii tale și sincerității tale. Da? Știți, sunt închinări adevărate și închinări false. Închinările adevărate sunt transformatoare. Închinările false sunt formale, ritualice, de suprafață.
Accentul cade pe forma exterioară, pe datorie. Noi o să ne ocupăm de asta. Adevărata închinare este o închinare care produce o schimbare în centrul vieții tale, în felul tău de a trăi. Așa cum, de exemplu, Moise, după ce a avut întâlnirea cu Dumnezeu pe munte, știi ce a făcut? A zis, Doamne, vreau și eu să văd slava ta. Dumnezeu a făcut parte de ceva, nu a putut să vadă toată slava lui Dumnezeu, că nu poate un om să-L vadă pe Dumnezeu să trăiască. I-a dat o parte și asta s-a exprimat prin faptul că a văzut spatele lui Dumnezeu, adică o urmă a manifestării gloriei lui Dumnezeu acolo, în Exod 33. Dar știți ce a urmat după asta? Dumnezeu a făcut un nou legământ cu poporul. Când Isaia a avut experiența aceasta, n-a rămas fără consecințe. Isaia a răspuns acestei chemări ale Dumnezeu și s-a decis să fie mesager, să-și riște viața. Pentru că asta face o experiență întâlnirii cu Dumnezeu în închinare. Te schimbă. Așa cum Pavel a înțeles că, deși avea o boală în trup, l-a rugat pe Domnul să-i o ia de 3 ori numai, atât. N-a forțat. Pentru că Dumnezeu a vrut să aibă acest țepuș în carne ca să aibă parte de noi adevăruri duhovnicești. Altfel nu le-ar fi înțeles decât numai dacă trecea prin valea aceea a bolii. Și asta îmi place foarte mult în textul acesta din Isaia, faptul că sfințirea determină slujirea. Când ești în închinare, te sfințești. Dar nu rămâi doar la nivelul acesta al admirației. Sfințirea te trimite în slujire. Te schimbă, îți schimbă direcția. Toate valorile tale sunt altele. Într-o închinare, ce se întâmplă? Adică când vorbim despre o experiență care transformă, ce poate avea loc? Întâi, cred că are loc o confruntare a ta cu cine este Dumnezeu. N-ai cum să stai la închinare și să ieși bățos de aici și înfumurat, mândru. N-ai cum. Trebuie să pleci mai smerit, mai doritor de a te sfinți. Pentru că Dumnezeu te-a confruntat cu realitatea, cine ești cu adevărat. După ce Domnul te confruntă, cred că se naște acea stare de conștientizare, cum a fost la Isaia. Când el a stat în prezența lui Dumnezeu, zice, și-a dat seama, vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. De ce înseamnă aceasta? O conștientizare a păcătoșeniei. Este o stare de cercetare în care Dumnezeu, adică îți cercetează tainele inimii tale. Pentru că orice om are taine, ascunzișuri, adică. Dar nu le spunem la toți, nu? Lui Dumnezeu să trebuie să le spui, pentru că El oricum le cunoaște. Și când ești la închinare în prezența lui Dumnezeu, devii conștient că nu se mai poate continua în păcat. În anumite slăbiciuni și tolerezi anumite lucruri nepermise în viața ta. E ca un fel de iluminare lăuntrică. Și atunci înțelegi. Știți, în experiența închinării, înțelegi ceea ce mintea nu poate pricepe. Se deschid niște căi noi de a comunica cu Dumnezeu. Vezi altfel viața. Și cred că închinarea îți poate da de asemenea niște certitudini noi, un element de siguranță. Când Duhul lui Dumnezeu te-a cercetat, tu te-ai lăsat cercetat, pleci de aici cu niște convingeri, dorința de a te schimba, de a schimba niște obiceiuri proaste sau vorbirea. Convingerea înseamnă să realizezi că nu mai poți fi același om care a venit la închinare la început.
De aceea așteptați-vă la schimbare în orice închinare. Eu sper ca și închinarea de astăzi să fi produs deja un pic de tulburare. Nu e nicio problemă dacă Dumnezeu te tulbură, nu? Poate ești prea comod? Poate mergi într-o direcție greșită? Sunt două tipuri de oameni la închinare. Oameni cu inima împietrită și oameni cu inima împlinită. Oamenii cu inima împietrită sunt cei care nu permit Duhului Dumnezeu să schimbe nimic. Să-i numim trântori spirituali. Ăștia sunt cei mai periculoși pentru biserică. Ei, cum spunea Domnul Iisus, caută locurile din față, dau sfaturi la toată lumea, nu primesc sfaturi de la nimeni, pentru că sunt orbi, spune Iisus. Și în prezența lui Dumnezeu, care clar lucrează în câțiva, ei nu simt nimic, nu trăiesc nimic, pentru că au o stare de împietrire pe care ei nu o văd. Și cuvântul de judecată al lui Hristos este foarte dur pentru aceștia. Până și Ezechiel, prorocul, îi numea o casă de îndărătnici pentru o parte din poporul de atunci. Dar există o a doua categorie de oameni la închinare. Și sper că tu ești parte din ea. Sunt închinătorii cu inima împlinită, care se lasă mereu cercetați și schimbați de Duhul lui Dumnezeu, care vin aici să fie surprinși, să fie schimbați și trăiesc cu bucurie prezența lui Dumnezeu. Și orice zi de duminică pentru ei este o zi de înnoire spirituală. Orice închinare pentru ei este ocazia de a fi mai sfinți, mai buni înaintea lui Dumnezeu. Tu din care categorie faci parte? Sper că și seara aceasta te vei întoarce acasă ca un om cu o inimă împlinită. În prezența lui Dumnezeu, cel Sfânt, nu avem alte variante. Dumnezeu să ne cerceteze pe toți, să ne confrunte, să ne schimbe și să-i mulțumim lui pentru tot ce ne-a dat fiecare zi, pentru că trăim și suntem sănătoși și am putut să ne strângem, să cântăm, să ne bucurăm împreună, să gustăm puțin din taina vieții dumnezeiești prin a răspunde lui Dumnezeu. Și vrem în duminicile următoare, nu, să răspundem mai bine și să plecăm mai buni acasă, pentru că Dumnezeul nostru merită, este un Dumnezeu Sfânt și drept în același timp. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.